Buzoienii au reușit să deschidă scorul în minutul 28 prin Răduca, iar Danciu a dublat avantajul glorioșilor 4 minute mai târziu cu o execuție superbă din marginea careului de 16 metri. Dopieta lui Burlacu din repriza secundă a închis tabela la 4-0 în favoarea grupării din Crâng. În minutul 52, decarul buzoienilor a transformat o lovitură de la punctul cu var, iar minutul 57 a consemnat o a doua sa reușită, totodată și ultima a partidei. În urma unei acțiuni personale în care a pierdut pe drum doi adversari, Burlacu junior a înscris cu un șut din marginea suprafeței de pedeapsă. 4-0 rezultat final, iar buzoienii se mențin în cursă pentru accederea în play-off. Un joc foarte bun al nostru, cu o echipă, eu zic, bună, pentru că nu orice echipă a bătut Rapid București, nu orice echipă a bătut Farul Constanța, ei au bătut, au reușit să-i bată, noi n-am reușit. Eu spun că nu prestația oaspeților a fost slabă, ci prestația noastră. A fost una dintre cele mai bune partide disputate. Îmi pare bine că s-a început returul, l-am început cu dreptul. Și începem să acumulăm puncte. Tehnicianul oaspeților Dănuț Mândrilă s-a declarat dezamăgit de jocul elevilor săi. Antrenorul bucovinenilor era deja cu gândul la derbiul pe care Bucovina Pajorâta îl va disputa etapa viitoare cu Rapid CFR Suceava. Da, greu să-mi găsesc cuvintele după un asemenea scor și un asemenea joc practicat de echipa noastră. Dar asta este, vom analiza și vom vedea ce vom putea face în etapele următoare. Ne așteaptă un joc acolo în derby județean cu Rapid CFR Suceava și trebuie să ne revenim obligatoriu în jocul următor. Vă așteptați la o replică așa de puternică a Gloriei astăzi? Nu mă așteptam la o replică așa de puternică, nu mă așteptam în primul rând la un joc așa de slab făcut de jucătorii noștri și de atitudinea pe care au avut-o în unele momente a jocului. Am fost penibil. Audierea staffului tehnic al Gloriei Buzău și a celorlalți jucători vizați în ancheta Federației Române de Fotbal a fost amânată pentru astăzi. Inițial fusese programată o audiere vineri cu mai puțin de 24 de ore înaintea jocului. Astfel, buzăinii au putut pregăti partida din campionat și au reușit să obțină cele 3 puncte din confruntarea de sâmbătă. Da, am câștigat prea ușor. Mai e o echipă care a zis de mai că am câștigat ușor. Nu? Odată și odată. Dar asta este viața. Nu am câștigat ușor. Ușor că au jucat foarte bine ai noștri. Mă mir de unde mai au puterea să se concentreze la fotbal. Sperăm să începem să aducem și puncte de afară. Din păcate avem numai un punct acumulat. E vorba despre prima etapă a turului, Pojorâta. Sâmbătă avem un joc la Piatra Neamț. O echipă în care mergem să poate reușim să spargem și noi gheața, să aducem 3 puncte. După disputarea a 13 partide din actuala stagiune a campionatului Ligii a doua, Gloria Buzău se află pe locul 9 cu 14 puncte, cu unul mai puțin decât următoarea clasată, ACS Berceni, și cu 6 în minus față de Rapid CFR Suceava, ocupanta locului 6, ultimul care duce la play-off. Buzăienii vor evolua etapa viitoare pe terenul fostei prim divizionare Ceahlăul Piatra Neamț, ultima clasată în ierarhia primei serii din Liga a doua.